ca o garanție suplimentară în acest sens, astăzi, în cadrul ședinței de guvern, a fost adoptată declarația privind politica sectorială de salarizare a personalului din Sistemul Național de Învățământ, care are ca anexă un memorandum al guvernului. Această declarație se publică în Monitorul Oficial, îndeplinind astfel solicitarea cadrelor didactice de a avea garanția unui act normativ publicat în Monitorul Oficial, care să răspundă revendicărilor pe care, pe bună dreptate, dascălii le-au avut. În acest memorandum sunt subliniate toate măsurile pe care guvernul deja le-a luat. În prima parte este vorba despre majorările salariale din ultimii 2 ani. A doua parte a memorandumului vizează investițiile în infrastructura școlară și universitară, atât din fonduri europene cât și din fonduri naționale, și ele sunt toate listate pentru a se vedea foarte clar atât amploarea cât și investiția. Urmând o secțiune care subliniază din nou elementele din noul pachet de lege ale educației ce vin în sprijinul carierei didactice. Toate măsurile ce suplimentează ceea ce deja cadrele didactice aveau cuprins, de exemplu în contractul colectiv de muncă. Asumarea pe care Guvernul României o face astăzi, și o asumă, o asumare pe care Guvernul o face, îmi cer scuze, include 2 măsuri principale. Odată, garantarea principiului pe care se va baza noua grilă pentru învățământ din legea salarizării, și anume faptul că salariul de bază al profesorului debutant sau al asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public. De asemenea, memorandumul asumă și faptul că pe perioada concediului de odihnă, precum și în zilele de concediu plătit, personalul din învățământ va avea dreptul la o indemnizație de concediu calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmulțite cu media zilnică a salariului de bază și a sporurilor indemnizațiilor de care beneficiază potrivit legii. Ambele solicitări au făcut parte din doleanțele pe care noi le-am primit documentat din partea federațiilor sindicale. Am răspuns astăzi încă o dată acestor revendicări. O altă chestiune ține de rolul pe care Ministerul Educației îl are în asigurarea unui proces educațional normal în contextul dat. Noi continuăm să centralizăm constant informații vis-a-vis de situația participării personalului din învățământ la actul educațional. Avem în continuare un trend descendent, atât la nivel de total personal din învățământ, cât și la nivelul cadrelor didactice. De asemenea, așa cum știți, conform calendarului actual, mâine, 9 iunie, se termină perioada de încheiere a situației școlare pentru clasele a 8-a și a 12-a. Tot pe 9 iunie, adică mâine, ar fi trebuit să se încheie înscrierile la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională. Având în vedere contextul actual, am semnat ordinul de ministru prin care, pentru clasele a 8-a, a 12-a și a 13-a pentru seral și frecvență redusă, perioada de încheiere a situației școlare se prelungește până pe 13 iunie. În ceea ce privește celelalte clase, nu se impun în acest moment modificări în ceea ce privește desfășurarea activităților de final de an școlar. În ceea ce privește înscrierea la examene, înscrierile pentru examenul de bacalaureat și evaluare națională pentru absolvenții de clasa 8-a se vor prelungi și ele până pe 13 iulie. În acest context, probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat se vor susține în perioada 14-23 iunie. În ceea ce privește probele scrise pentru ambele examene naționale, da? Bacalaureatul și evaluarea națională, nu se impune în acest moment modificarea calendarului. Și ne dorim nici să nu fie nevoie de modificarea calendarului pentru ca toți elevii, toți absolvenții, să poată să își urmeze parcursul educațional care li se potrivește acolo unde doresc ei să meargă mai departe. Evident, și noi ne dorim ca
lucrurile să revină la normal. Facem toate eforturile în acest sens. Știu că a fost o discuție în spațiul public vis-a-vis de modificările aduse prin ordin de ministru la regulamentul de organizare și funcționare, în sensul în care am ușurat, din punct de vedere birocratic, închiderea situației școlare. Știm cu toții că nu mai este foarte mult timp până la încheierea cursurilor și în acest sens avem două modificări majore pe care ordinul de ministru semnat astăzi le aduce. În primul rând, încheierea situației școlare în cazuri excepționale, cum este cel de față, cu minimum două note sau calificative de către profesorii care predau acele discipline. Nu vorbim despre încheierea situației școlare de altcineva decât de către profesorii de la disciplinele respective. Nicăieri în cuprinsul ordinului de ministru nu apare o înlocuire a cadrului didactic cu altcineva. Asta cred că ar trebui clarificat, pentru că am văzut multe mesaje care nu coincid cu realitatea textului ordinului de ministru. De asemenea, vorbim despre o prevedere care permite un pas birocratic în minus, adică eliminarea obligativității validării situației școlare în ansamblu, la nivel de școală, de către Consiliul Profesoral. De ce? Pentru că, din nou, având în vedere constrângerile de timp și importanța ca toți elevii să aibă situația școlară încheiată, am simțit nevoia să simplificăm procedurile firești, normale, prin care acest lucru se întâmplă. Din nou, asta nu înseamnă că situația școlară pe fiecare disciplină nu se încheie de către profesorul care are în dreptul său această obligație. Dacă aveți întrebări... Bună ziua, doamnă ministru, Silvia Trandafir, Digi24. O întrebare care vizează direct memorandumul, adică ați consultat sindicatele înainte să adoptați sau să puneți ordine de zi? Da. Am discutat cu federațiile sindicale la diferite paliere, atât vis-a-vis de această declarație care are ca anexă memorandumul, cât și vis-a-vis de prevederile sale. Ei în acest moment spun că nu acceptă acest memorandum pentru că nu are valoare juridică. Cumva pare că acest guvern ia măsuri pe care sindicaliștii le tot refuză. Cumva le ia fără ca acestea să le dorească. Din nou, am consultat federațiile sindicale atunci când am decis împreună acest pas. Am venit în întâmpinarea solicitărilor de a avea un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Acesta este un act normativ, un angajament guvernamental publicat în Monitorul Oficial. Mai departe, vis-a-vis de reacția sindicatelor, trebuie să întrebați pe aceștia. Păi, aceștia au spus că nu acceptă memorandumul și că nu vor ieși din grevă până când nu li se oferă ceea ce au cerut de fapt. Au cerut un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Acest document reprezintă satisfacerea acestei solicitări. Mai sunteți deschisă la negocieri pe această temă? Greva... Dialogul nostru cu federațiile sindicale continuă în contextul trasat de către domnul prim-ministru, adică pe negocierea contractului colectiv de muncă și, evident, vis-a-vis de toate subiectele care țin procesul educațional, inclusiv întâlnirea pe care Ministerul Educației a avut-o marți cu liderii federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar, Consiliul Național al Elevilor și Federația Părinților, vis-a-vis de cum abordăm perioada următoare, examenele, încheierea situațiilor, face parte din acest dialog. Dialogul nu se oprește niciodată. Deci, pe greva generală, nu vor mai exista negocieri? Dialogul este deschis. Eu cred că întoarcerea în clase, în școală, trebuie să se facă cu sentimentul de respect reciproc și cu o atitudine constructivă, pentru că ne dorim cu toții un act educațional de calitate. În acest sens, Ministerul Educației nu va întrerupe niciodată dialogul așa cum nu a făcut-o până acum. Dar cumva pare că evitați subiectul sau întrebarea. Se mai negociază pe greva generală, adică pe revendicările făcute de către sindicate la început? Din nou, pe liniile trasate de către domnul prim-ministru, Ministerul Educației continuă dialogul. Care sunt aceste linii?
domnul prim-ministru, a subliniat două direcții de continuare a dialogului. Pe de o parte, dialogul care ține de procesul educațional și de contractul colectiv de muncă, ambele se află la Ministerul Educației, și pe partea cealaltă, discuțiile legate de viitoarea lege a salarizării, care ține de Ministerul Muncii. Am înțeles. Și creșterea în memorandum a fost asumată toată odată sau etapizată? Pentru că nu este un calendar pus în memorandum. Memorandumul include, la măsurile asumate, o primă tranșă de acordare la 1 ianuarie 2024 de 40% din creștere. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Bună ziua, Sonia Teodorului, domnul ministru. Vreau să vă întreb dacă această declarație este un act normativ, așa cum au cerut sindicatele. Această declarație este un angajament guvernamental publicat în Monitorul Oficial. Deci nu este un act normativ, așa cum au cerut sindicaliștii ca să operească. Este un document adoptat de Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial. Lăsați-mă să vă spun ce scrie în momentul ăsta în lege. Actele normative sunt hotărâri de guvern sau ordonanțe de urgență, nu memorandumul. O serie întreagă de decizii importante, da, se asumă de către Guvernul României prin memorandum. Grila de salarizare se asumă prin legea salarizării care se află în negociere la Ministerul Muncii. Angajamentul pe care dascălii l-au dorit într-o formă oficială publicată în Monitorul Oficial este inclus în acest memorandum. Apropo de angajamentul pe care îl doreau, ei în același timp își doreau și au transmis foarte ferm această dorință de a nu primi etapizați banii până în 2026 și ar fi dorit ca acest act normativ pe care l-ați adoptat ca un memorandum, nu ca un act normativ cu această valoare, să fie legat salariul profesorului debutant de salariul mediu pe economie. Cuprinde acest memorandum, din ce am citit eu, dar vă rog să ne confirmați, cuprinde acest memorandum și această doleanță de a nu plăti etapizat diferența de salariu. Această chestiune a fost discutată cu liderii federațiilor sindicale ca urmare a discuțiilor. Măsura include garantarea ca noua grilă în învățământ să plece de la salariul mediu brut pe economie, așa cum au solicitat, și include prevederea următoare. Creșterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranșă fiind acordată de la 1 ianuarie 2024 și constând în 40% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării. Dar asta nu este ceea ce au spus sindicaliștii că își doresc, astfel încât greva să se oprească. Aceasta este măsura asumată de către Guvernul României în contextul socioeconomic actual. Și atunci revin la întrebarea colegului meu. Nu face guvernul, nu ia măsuri exact împotriva ceea ce cer sindicaliștii să încât să se oprească greva, dacă i-au cerut să fie un act normativ și să nu fie în etape această creștere, nu exact invers a făcut Guvernul României? Este, cred, pentru prima dată când aud că o creștere salarială se face împotriva celui care se acordă.